Luni dimineață, polițiștii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamare Suceava și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Suceava într-un dosar de contrabandă de țigări. Perchezițiile au vizat locuințele unor suspecți și clădiri folosite ca spații de depozitare pentru țigările de contrabandă. În urma au fost descoperite și ridicate nouă telefoane mobile, un autoturism, sume de bani în lei și valută și peste 5.000 de pachete de țigări. Mai mulți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, iar în urma probatoriului administrat, doi bărbați de 43 și 44 de ani și o femeie de 30 de ani, toți din municipiul Suceava, au fost reținuți pentru 24 de ore în arestul IPJ Suceava. Ancheta în dosar este continuată sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Suceava.